all gonna... Dai. Ce-l fac? Nu, nu. E mira. Așa. Domnul Sandu, bine v-am găsit. Mulțumesc că ai venit pe la noi, domnul Cristi. Așa, aici cu soția dumneavoastră, cu doamna Ana. Doamna Ana, să rămână. Acum voi eclipsați. Voi eclipsați luna. Cum o cheam pe apa? Emira. Așa, voi eclipsați Emira. E apă de zin, așa. Substanțe. Du-te în față cu ea. Hai încoace cu ea, așa. A, așa, domnul Sandu, aici... Asta e o mânză de 2 ani. Ce-am vrut să vă întreb? Când am fost ultima dată la dumneavoastră? Acum vreo 4 ani, așa-i? Cam așa. Ați avut atunci un mânz negru foarte frumos, de cât avea atunci el? 3 ani? 2 ani avea atunci. 2 ani. Și ați mai avut o iapă de reșă, dar nu iapa asta, nu? Nu asta, nu, alta era. Alta? Da. Așa. Și acum ați reînnoit oarecum. Da. Așa-i? Da. Iapa care o țineți acum de ață, cum o cheamă pe ea? Asta e Olga. Olga? Olga de 2 ani. Așa. După linie de izvin. Da. Frumoasă Olga, îmi place de ea. Domnul Sandu, puteți să vă urcați să urcați apa cu picioare pe beton și să o lăsați cu picioarele pe asfalt. Așa, că așa o vedem foarte, foarte fain. Așa. No, aici un pic de pantă, să înțelege ce să facem. Da. No, ne adaptăm situației, nu? Da. Că și dumneavoastră v-ați adaptat situației tot timpul. Ce să facem? Asta-i. Cum vii viața? De la bine spre moderat. Așa, deci nu vă plângeți, nici nu vă lăudați. Nu, mai modest. Așa. Cum ziceați că ea e Olga? De? Olga. Și aia e de un an, mânză de un an. Tot de linie de zin. De un an. O cheamă Mura. Așa. Neagră de cât timp aveți? Asta? Da. Pe Olga. Eu am crescut. De mică? Da. Cât are acum? 3 ani? 2. 2? 2. Mhm. Așa. Hai cu ea, pancoci. Vă ajută doamna Ana, așa, la fermă tot timpul. Ce să facem? Suntem în colaborare. Acolo, doamna Ana, puteți să rămâneți dumneavoastră acolo. Așa. Așa, domnul Sandu. Deci, iapa de reșă, ziceți că se trage de la izvin. Observ că are o ștanță pe ea. Are ștanță de izvin. Ăla-i semnul? Ăla-i semnul. Și are pașaport de izvin. Așa. Ia câți ani are? 7 ani. 7, bun. Pe ea de mult o dețineți? De 3 luni. De 3 luni? Da. Nu vii greu cu caie? Nu-i greu, nu ne plângem. Deci nu, uite, vezi că nici băieții de la Gilău nu se lasă chiar așa tare. Deși nu mai sunt cai cum erau odinioară, așa-i? Nu mai e ce-o fost. Bună ziua! Zic că nu mai e ce-o fost, așa-i? Nu mai e ce-o fost. Iepe foarte puține mai sunt în ziua de astăzi. Armăsari mai mulți aduc ăștia de până toate părțile. Deci armăsari foarte mulți, dar iepe puține. Fiați ce poziție frumoasă! Bună ziua. Fii atent ce poziție frumoasă de mânză, vedeți? Cu mașina noastră sunteți. Da, eu acum ne tragem la o parte. În 2 minute, ne scuzați. Ne scuzați. A apucat tot. Domnul vecinul dumneavoastră, așa, care se mai uită la cai. Vă plac caii lui domnul Sandu, așa? Ce? Ce e? Mura. Se face foarte frumoasă mânza asta, o vedeți? Da. Lungime, înălțime. Care de vândul, Sandu? Amândouă. Care, negrele? Da. Na, uite, vezi, cu ocazia asta ne-a întrebat vecinul nostru. Ce-i tu? Mamele lor le știți? La negre. Asta e mama lor. Care? De reșa? Da. Du-te, mă. Și acum e gestantă, iar pe anul viitor trebuie să fete. Deci, ați cumpărat mânzele de mici, acum ați zis să cumpărați și mama, așa-i? Da. Am înțeles. Dar... Frumoase, frumoase mânzele. Ce am vrut să vă întreb? Tatăl? La mânze? De la izvin. De la izvin?
Da, de la Herghelie. Uh-huh. Am înțeles. E pe linia de Ezină, stai. Aha. Foarte frumoase. Frumoase, blânde, ascultătoare. Hai, da, da. Asta merge și la căruță împreună cu iapa. Care? Asta mică? Asta mare, că pe asta mică încă n-a spus-o. Nu, că numai un an. Când o să puneți pe cea mică? La anul? Anu. La anul? Așa e mai ușor. Deci o să o legați direct la căruță, nu puneți după ea lemn sau gumă sau altceva, nu? Nu, frec, nu sunt condiții de lemn. Aha. Stai! Da. Cum e apa mare? Cum vă înțelegeți cu ea? Foarte bine, foarte bine. Mm-hmm. Foarte bine, blândă, ascultător. O și legați la căruță. Merge bine la căruță, și într unul, și în doi. Și ești pe principală cu ea sau cum, pe unde? Mai puțin pe principală, că e aglomerație cu mașinile, dar mai mult pe aici, pe unde am de lucru. Mm-hmm. Pe aici, pe... E, și de acasă cum le porniți, nu? Trebuie să traversați principala. Nu, că aici stau pe strada asta. Eu știu că stați pe strada asta, dar stați pe partea alaltă. Nu? Nu, deci de unde am pornit noi acum, da? Pe strada aia stau eu acolo. Din coace stați? Da, m-am mutat de acolo. A, deci v-ați mutat de acolo? M-am mutat de acolo, de pe principală, da. Că eu bine știam că pe principală stai, nu? Da, de-aia am zis că pe unde să vii, să nu mai mergi acolo. Am înțeles, am înțeles. Și apoi ați făcut schimb de case sau ce ați făcut? Nu, mi-am făcut casa, ci aia. V-ați făcut? Am făcut-o în 82, casa asta, ci. Și apoi numai acum m-am mutat. De vreo 10 ani m-am mutat. Aha. Numai că atunci când ai fost la mine, încă n-aveam făcut grajdă, ci. Am înțeles. Și țineam animalele acolo. Dă-te înapoi. Hai, coace. Domnul Sandu, ați fost ieri la târg la Gilău? Am fost la târg la Gilău, da. Și cum o fost? O ceva cai? Full de cai o fost. Că m-o sunat Neacostel, dar eu... Încă chiar așa nu a fost, numai... Încă și luna trecută o mai fost așa mai mult, dar... Acum s-a adunat cai mult. Musunanea Costel să mă cheme, da. Dar am fost plecat la satul mare și n-am putut să vin. Da. No, sper ca tura următoare să ajungem la Gilău. Da, da. No. Da, uite, un cal, domnul Sandu, un cal lângă care poți să stai cu liniști, în spatele liniști. Lui. Acum chiar nu m-am stresat tura asta, da? O să stai liniștit. Numai atâta că dă cu coada după mușchi, restul... Dumneavoastră ați potcovit iapa. Iapa mare, pe Olga. Pe Emira. Ionci o potcovit de la Florești. Și au venit încoace sau ați dus-o? Am mers noi la el. Cum ați dus-o? Ați încărcat-o sus sau cum ați dus-o? Nu, pe lângă râu, m-am dus cu căruța. Super. Așa, domnul Sandu, mă bucur tare mult că am ajuns la dumneavoastră după 4 ani și că am putut mai face... Mai bine mai târziu decât niciodată. Așa, că am putut face un film frumos aici cu soția dumneavoastră și cu caii. Ce pot să zic, vă doresc multă sănătate, viață bună la fel. Și să-și găsească mânzuțele dumneavoastră stăpân bun. Bater ca mine, dacă nu mai... Așa, să vede că sunteți un om bun și iubiți ca ei. Vă doresc multă, multă sănătate, domnul Sandu. Mulțumesc tare frumos!